Mi se pare incredibil ce au putut să facă 3 youtuberi cu o șaurmerie. Dar vorbim despre Lectură, Bercea și Sebi, ce au făcut cu șaurmeria Amicii. Incredibil câți oameni au strâns aici în față. Mie personal mi se pare cea mai populară șaurma din ultimul timp. Și dacă la clipul ăsta strângem 10.000 de like-uri, mergem și mâncăm și noi șaurma Amicii. Să vedem de ce au fost 200.000 de oameni în fața magazinului. Și încă ceva foarte important, dacă vreți mai multe reacții de la mine și clipuri, mi-am deschis un canal secundar. Aveți primul link în descriere, mergeți, abonați-vă și acolo pentru că o să postez zilnic. Plus că, virgulă, chiar astăzi v-am arătat într-o reacție de pe acel canal de ce zbârie cel mai bogat youtuber român. Ia uite-i bă, tovară, și ce dau mâna cu copiii. Bă, foarte de treabă, Bercea pe Lectură, din păcate încă n-am avut ocazia să-l cunosc, dar am stat cu Bercea într-o seară și e foarte băiat. Ia uite-i bă, băiatule. Ia uite-i cât sunt. Bă, oare, n-a venit poliția că erau atâția oameni? Adică eu m-am întâlnit odată cu, nu știu, 20-30 de oameni. A venit poliția și s-a luat de noi. Bine, aici cred că se știa că e deschidere. Da, mă, da, da, se știa că e deschidere la magazin și așa. Dar mă miri totuși că n-a fost poliție. Doamne, cât de frumos. Am văzut la story la Pink că a fost și el pe aici. Hai că nu s-au îmbuzit. Cred că s-au călcat în picioare, bă, băiatule. De aici, mai aer. Care ăsta de aici? E pe acolo. Da, dar pe ăsta nu se vede. Da, e un copil mic. Care... Te zic bun? Da. Bun. Cărmi. Bă, și-au dat display la butoanele de... De mișto. Tare rău. Bă, sper să nu fie copyright muzica asta. Nu cred. Tovarășe, eu am avut bani să-și deschid o șaurmerie. Dar eu n-am. Hai, poate n-ați spus și voi muzică copyright, băi. Da, mă, pe bune, n-ai cum vezi la atât de mulți oameni. Majoritar copiii, clar, rupeau toate alea. Uite-l pe Pink! Încă ceva, o să întrerup un pic reacția pentru că vreau să vă spun că anul ăsta, dacă ajungem la 500.000 de abonați, eu am de gând să vă dau vouă mașina mea. Așa că abonați-vă pentru că poate să fie a voastră. Frumos, plată card, plată cash. Ce au urmă amici, la vezi. Acolo în față, o să mă duc. Oare a fost mărci? Față, dar o iau așa, printr-o parte, să încerc să mă trag din ei într-o parte. Îmbrăcămintea lor de muncă. Acolo în față, să mă duc. Ah, da, mă, da. Era gratis ce făceam mâncava azi gura voastră. Nu mă așteptam să vină de muncă. Ce să le fac? Ce să le fac? Am pus pe ultim bodyguard și pe el am băgat acolo în auto să ne deschide ușa când avem nevoie și na. Hai, vedem cum se termină și ziua asta, nebunia de astăzi. Bagă te vrei să da, subscribe la Andy și la ca băiatul ăsta mă simt. Mergeam și eu liniștit și dintr-o dată, pac, pac, cineva mă dădea în picioare. Mă uit în jos, mă curge până în pălea. Mă uit în spate, parpandel. Uitați-vă la ăla, că n-am mâncat și nu mai poate. Bă, da, hai să recunoaștem, locația e frumoasă. Da, chiar da. Logo-ul tare. Maxim 100 și să vin așa mai așa. Dar nu toți se doare, nu știu cât au. Nu, adică nu e ca șaurmeria clasică, e ceva... Bă, dacă stai logic să te gândești, sunt niște influencer, gen. Da. Sunt fanii lor care au venit la șaurmeria lor. Era de așteptat că o să fie așa, adică zbâr când și-a deschis burger în Cosmopolis și atunci au fost oameni, mulți, și a fost în Cosmopolis, cartier gen privat. Mai nu știu. Rockstar, da mă, da. What fuck, a fost televiziunea acolo, ai văzut? Da, canal de, uite. Dar am văzut de la tine. Eu n-am văzut asta, uite-l pe Bogdan. Băi, m-am întâlnit și eu în sfârșit, bă, că suntem Olten cu Bogdanel, veni aici de dimineață, dar mai plecă prin mall, că... Vreau să-mi zici dacă șaurma asta e M4 sau nu. Bă, și eu vreau să aflu dacă șaurma aia e M4 sau nu. Ca să pot să aflu asta, vreau să strângem la clipul ăsta 10.000 de like-uri și mă duc, jur, când s-au făcut alea 10.000 de like-uri, fac story și plec spre Craiova și mănânc șaurma Amicii. Doamne, cât de sos i arată așa. Mamă, s-o rupt în gură de foame. Vezi, aia veni și n-ai cum să mă unim. Poze și după aia veni să ia. Bă, deci mergi mult. Așteptai să vină toată lumea. Doresc să te rup șaurma Amicii, vere. Nu mi-am imaginat că o să fie. Niște testimoniale frumos. Absolut incredibil. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru ce ați făcut. Am făcut istorie, bă, pe bune. S-a făcut istorie în România. Nu cred că există vreun fast food care când s-a deschis să aibă atât de multă lume și vă mulțumim foarte iar mult da. Pentru tot. Bă, nu știu, la șaurmeria Băneasa, dacă când a fost Dorian la deschidere și așa, au fost mai mulți no, oameni. Cred. Nu cred. Eu nu știu, n-am... habar n-am. Cătenești și dacă vine salvarea... Justinel! Bă, e Justinel ăsta. A, eu nu știu. E Justinel, vere, mamă, ce mânca băiatul ăsta șaurma pe clipurile lor. Dar cum mănâncă propria lor șaurma. De la Constanța.
Visele devin realitate. Vă respect. Poftă bună și vă respect pe toți. Puză puternică, am făcut băiatul ăsta și prins, prins pe toți. Ăsta e Parpandelul? Nu. A, nu mă știu. 8 ori 10. O vrea. Băi, și încă e plin. Uite că îl... Să te rugăm, băieții, o secundă. Bă, n-au stat, uite acolo afară. Hai, de viață. Bă, uite ăsta, bodyguardul la intrare. Să fii din armată. Ce veni de afară? Uite de afară. Băi, și băieții, nu încălași în violența. Nu cred că... Cum ți s-a părut violeț? Bă, în primul și în primul rând, foarte frumoasă și, ce să zic, minunată pentru noi, dar în același timp și relativ obositoare. Asta era de așteptat. Și încă nu s-a terminat și probabil până la închidere o să fim efectiv în continuu. Adică băieții au băgat efectiv în continuu. Cât s-a putut fizic vorbind, pe locația pe care am avut, au avut 4 arzătoare în cava și 4 țepe odată. Și tot nu facem în față, comenzi. Aia e. Vreau să le mulțumesc încă o dată. Doamne, așa, așa probleme să avem și noi. Bă, vreau să le mulțumesc din tot. Îmi deschis eu urmeria mea. Că au fost alături de noi în una dintre cele mai importante zile din viața noastră. Știi ce ar trebui să-ți deschizi tu? Magazin de robinez, bă. Să vină și noi oricum o să fim constant prezent aici în locații. Asta cred că e tata lui Lector. Cred că da. Place? Bă, miroase mai aș. Da. Adică să mai iei, nu știu cum e, dar e cam bun. Nu vreau să-i fac reclamă. Da, mi-e ferește, ce ai? Da, îmi place. Da, nu te înțeleg, așa a zis la o tată, eram la... Să rămână doamnă. Și el zice, mamă, miroase maia. Da, ia sănătate. Ia maia, știi, da. Doamne, că puteai și eu 5 fiole de esență. Cum adică, ce miroase? A maia, să mai îmi dai, adică. Așa zice, că miroase maia. Ea zicea că miroase ceva urât. N-am auzit niciodată asta, miroase maia, dar mi-e de folos. Băi, au fost și cazuri în care zic așa, au fost puțin mai necivilizați, dacă pot folosi termenul ăsta, dar per total eu zic că a fost bine. Logic, se putea și mai bine. În fiecare turmă trebuie să fie câte unul mai răsărit. Foarte mulți oameni și am încercat să vorbesc, să-i cuplesc pe rânduri, pe coloane, nu? Adică, practic, s-au băgat în față mulți. Da, mă, da. N-ai cum vrei să organizezi așa ceva. S-au primit niciodată. Deci, efectiv, s-a băgat la foc continuu, în continuu, în continuu. Parcă mi-e și frică să mă duc chiar și între ei, ești nebun. Mă linișează că le e foame, îți dai seama că sunt aici de tărim, le e foame, ești nebun. Hai să mergi. Mamă, ce foame. Cred că așa o să fie, nu știu, nu o săptămână, dar 4 zile cred că așa o să fie, coadă mare rău de tot. Cum credeți că va evolua șaormeria pe viitor? A apărut la știri, vede. Evolua în principal în locații, adică numărul locațiilor. Vrem să ne extindem cât mai mult, dacă se poate, în toată țara. Doamne, ăștia, hai București, băiți. Planul să o ducem, să o ducem departe. Adică vrem să ajungem în mai multe orașe. Vrem să fie un brand efectiv. La orice brand vă uitați voi, în care vedeți un fast food, un lanț de restaurante, așa vrem să ajungem și noi. Vrem să ajungem în cât mai multe orașe din România. Ce părere ai avut de angajații de astăzi? Băi, s-au fost impecabili. Mamă, îți dai seama câte șaorme au făcut. Nu mă așteptam să facă față atât de bine la presiunea care pe în momentul de față. Stai, vere, să... Cum 300, mă? Păi nu știu câți oameni au fost acolo. Păi da, gândește-te că gen, un om poate să ia și la pachet. Poate vrea două. Da, bă. Băi, dacă ați ajuns până la partea asta din videoclip, scrieți în comentarii câte șaorme credeți că s-au vândut în această zi, la lectură. Nu? Bravo, bă! Eu uite așa formă în comentarii. Au, am dat pe lângă Space. Se mișcă treburile bine. Cum ai descrie ziua de azi pentru singurul cuvânt? Nici eu. Completă. A, când s-a părut ziua de azi. Ai avut de toate. Cred. Ești nebun. Mai una? Chiar de toate. Euforii. Un vis. Ora aproape 9, suntem aici și nu mai putem. Am avut răbdă sălbatic cu semnicii în zâmbăreție. Să pun în capăt acest vlog aici. Asta a fost ziua de sâmbătă de la Shaorma Mici. Shaorma care, Doamne ajută, va veni în toată țara și în orașele voastre. Trebuie să vină, că n-am venit cotul la câte cerințe au fost. De la... Așteptăm și duminică, dar nu știm cum avem carne duminică. Sperăm să reușim să mă duc, dacă nu, vine probabil duminică mai devreme. Și de luni, practic, de toată săptămâna o să fim aici de la 10 la 10 în timpul săptămânii, de la 11. Da, mă, bravo, băi, băieți. Da, chiar da. Cam bun. Sincer, cam bun. Bă, vreau să gust shaorma asta. Nu știu dacă o laud degeaba sau nu. Vă dați seama ce e Brașovul în Craiova pentru o shaorma.
Dar în același timp nu e doar o shawarma. E shawarma youtuberilor tăi preferați, probabil. Da. În concluzie v-am zis și vă zic a treia oară, hai cu 10.000 de like-uri la clipul ăsta ca să mergem să gustăm shawarma. Amici, abonați-vă canalului pentru că la 500.000 de abonați eu vă dau vouă mașina mea și apăsați butonul de like clipului ăsta. Pa! Money line, I'ma run it every time.